Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat prin joculeț. Avem aici câteva chesturi de deschis. Începem cu un silver, avem 151 de gold, elixir golem, firecracker și cam atât. Mai avem 594 de gold, barbarians, royal delivery, 4 giant și 5 elixir golem. Avem și aici un free chest care are 109 gold, un elixir golem și 14 skeletons. Din păcate n-am primit și gemuri. Avem și un crown chest care are, ia să vedem, 1137 de gold, 3 gemuri, skeleton barrel, barbarians, un P.E.K.K.A. mare și 12 dream musketeers. Bun. Ok, ne-a venit și reward-ul din Clan War Season. Avem acest Cheng de rank 1, în care vom avea cu siguranță o legendară. Și hai să vedem, avem 8820 de gold, 3 rachete, 16 Barbarian Hunt, avem și Barbarian Barrel, Goblin Key 52 de bucăți, o grămadă de extra gold, Hell Spirit 55 de bucăți, 487 de Giant Snowball, 13 gărzi și să vedem ce legendar ne pică din acest chest. Este vorba de un Inferno Dragon, ok, pe care l-am adus la 10 din 10 în level 11 și putem să-l maxăm la următorul nivel. Și avem aproape 3000 de Star Points, nu-s chiar 3710, plus gold. Bun. Hai să și donăm. Ok. Și va trebui să jucăm la War. Hai să ne facem deck-ul. O să luăm Knight-ul, Rachetă, Dragon, P.E.K.K.A., Flying Machine, Giant, Arcașele și... și Cannon-ul. Și hai să vedem dacă putem schimba ceva. Poate să punem eliții... Nu, bă, mie îmi place, chiar îmi place decul ăsta. Poate aș fi pus și Zep-ul, dar nu avem ce să scoatem. Da, hai să mergem pe decul ăsta. Chiar îmi place. Avem un tank în fața acolo, acel giant. În spatele căruia putem să punem Flying Machine, Baby Dragon, Arcașe. E destul de bun. Avem și Knight-ul, care e la level maxim. Avem Cannon-ul pe care putem să-l punem la fel în defense. Ia să punem Arcașele, o să pun și Baby Dragon-ul pe aici pe undeva, dar aș vrea să targeteze pe turnul pe Knight. Ok, scăpăm de acel Electro Dragon. Hai să vedem cum reușim să ne apărăm de acest atac. Ok, și reușește acel Karen Card să ne dea o grămadă de damage pe turn. Ar fi trebuit să pregătim un pic mai bine apărarea. Ok, a pus acolo Valkyra. Nu, trebuie să punem neapărat Mini P.E.K.K.A. Și momentan nu prea avem suficient elixir ca să atacăm, dar aproape reușise Mini P.E.K.K.A. să dea un hit pe turn. Ok, bun. Punem din nou, cred că Baby Dragon aici în spate. O să dăm o rachetă pe acel P.E.K.K.A. mare. Și vom juca cu multe cărți aeriene. Să punem Cannon Card-ul. De fapt, hai să punem Arcașele mai bine și... Ar trebui să scăpăm de acel Mini P.E.K.K.A., da, știi, chiar scăpăm. Fără damage. Ok, e într-un mic avantaj, dar... nu e o problemă atât de mare. Hai să vedem cum îl întoarcem aici din drum și îl
facem să targeteze pe acel pe acel giant. Și avem aici un push destul de puternic cu o grămadă de cărți. Ar trebui să reușim să-i doborâm turnul. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale și să apăsați butonul de like. Și e o nebunie de meci. Hai să vedem cum reușim să gestionăm acest final. Ok, va trebui să dăm din nou o rachetă pe turn. Cu două rachete ar trebui să rezolvăm, da. 71. Hai să dăm prima rachetă. Punem flying machine-ul aici. Punem și arcașele. Punem și cannon-ul. Și dăm a doua rachetă și ar trebui să obținem victoria la war. Bun. Excelent. Am reușit să câștigăm acest meci la war. Ceea ce e foarte bine. Bun, și haideți acum să jucăm în... turnament, pentru că mai avem doar 24 de ore în care putem juca. Hai să-i dăm drumul cu primul meci. Trimitem focul, trimitem și arcașele. Și reușim să-i dăm damage destul de bun acolo. Scăpăm și de acel golem și pornim un nou atac cu Valkyra și Mini Pekka. Ok, punem o Tesla. Bun, și din acest moment eu zic că putem juca pe defense. Practic, ținem de acest rezultat, trimitem două rachete, nu suficiente două rachete, dar oricum, ați prins ideea. Hai să trimitem hog-ul. În acest episod. Dăm o rachetă pe aceste trupe și hai să punem Valkyra acum între golem. Punem o Tesla aici.
Și cred că va trebui să dăm o rachetă pe turnul din dreapta sau nu. Ok, reușește Hogu să-l doboare. Hai să vedem cum scăpăm de acest golem. Din păcate targetează pe turn și aproape ne-l scoate. Nu știu dacă vom reuși să mai schimbăm ceva. Bun, și din păcate pierdem acest prim match din turnament. Ok, mai avem detonat niște cărți și ne oprim aici cu episodul de azi. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele, să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare.